Lăudați să fie Dumnezeu! Poporul Domnului, suntem adunați în jurul persoanei slăvite, glorioase a Domnului Iisus și El ne-a ascultat rugăciunea, ne-a primit cântarea și ne-a binecuvântat prezența. Urmează să citim din Scripturi, o să citesc un pasaj scurt, Geneza, capitolul 37, versetul 12. Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pasc oile la Sihem, vino căci vreau să te trimit la ei. Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Israel i-a zis, du-te rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat, ce cauți? Caut pe frații mei, a răspuns Iosif. Spune-mi, te rog, unde pasc ei oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, haidem la Dotan. Iosif s-a dus după frații săi și i-a găsit la Dotan. Amin. Suntem în prezența Domnului zilele acestea într-o manieră specială și suntem recunoscători Domnului pentru prezența sa, dar și organizatorilor care au depus un efort considerabil pentru ca să pregătească venirea noastră, șederea noastră aici și slujirea care ne va atinge inima. Încă o dată apreciez viziunea pe care fratele Marius, conducerea bisericii lui și părtășia a fraților păstori din Europa, au avut-o să organizeze evenimentul acesta, care probabil ar fi trebuit organizat mai de mult, dar nici acum nu-i târziu. Unitatea este un specific al poporului lui Dumnezeu. Viziunea este un specific al liderilor poporului lui Dumnezeu. Europa este o bucată de pământ pe care noi suntem împrăștiați. Și este bine să ne întâlnim nu doar pentru instruire de business sau de alte lucruri care sunt importante în viața noastră, ci și pentru viața noastră spirituală. Întâlniri de genul acesta dau viziune. Iar viziunea aceasta ne unește. Vreau să apreciez mult prezența păstorilor din bisericile mari și mici ale Europei și cred din inimă că tot mai mulți vor fi parte din frăția aceasta care expune la educație, la confruntare, la instruire, la maturizare. Astăzi o să vorbim despre dependența despre tehnologie. Din nou subiectul acesta, nu îl regăsim în Scriptură și este ușor de înțeles de ce, dar în mod intenționat am citit textul acesta care vorbește despre faptul că niște oameni și-au dorit să audă vești despre alți oameni care erau departe de ei și nu au avut nicio posibilitate pentru că erau foarte departe unii de alții, deși doreau să comunice unii cu alții. Educația, în general, este definită de drept un ansamblu de influențe exercitate asupra omului, asupra individului, prin acțiuni intenționate și disciplinate, organizate și sistematice, în scopul instruirii, în scopul modelării personalității sale. Dezvoltarea unei societăți depinde, în primul rând, de educație, dar și de comunicare, de tehnologie și informație, dar și de morală. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au vrut să comunice unii cu alții, însă la început comunicarea a fost posibilă doar pentru oamenii care erau de față. Nevoia de a comunica cu oamenii aflați la distanță a condus la deprinderi și la inventarea unor metode pentru a face posibilă această comunicare. De pildă, trimiterea veștii prin intermediul oamenilor. Iosif este exemplul ăsta. Am citit că tatăl său l-a trimis la frații săi pentru ca să aducă vești de la ei. Mai târziu am inventat poșta și scrisorile, mai apoi telefonul și, în ultima fază, internetul cu toate oportunitățile lui tehnologice. Biblia ne spune nu doar că Iosif a fost trimis la frații săi să aducă vești, Biblia ne spune de pildă despre Naaman, care a aflat de la o fetiță evreică despre un bărbat al lui Dumnezeu care locuia departe și care ar fi putut să-i facă bine în starea lui de boală.
Pavel a aflat vești de la ai Cloiei despre biserica, despre membrii bisericii din Corint. Irod a aflat vești de la magii care au venit din răsărit că s-a întrupat Mesia. Între cele 27 de cărți ale Noului Testament, 21 dintre ele sunt scrisori. 14 sunt scrise de Pavel, 3 de Ioan, 2 de Petru, 1 de Iacov și ultima de Iuda. Ceea ce noi astăzi numim tehnologie sau mass media este de fapt un fenomen foarte complex, cu oportunități aproape nelimitate și se referă în general la muzică, reviste, radio, divertisment, televiziune, cinema, filme, internet, jocuri video și lista poate continua. Trăim cu toții în era tehnologiei și beneficiem din plin de oportunitățile pe care această dezvoltare fără precedent a adus în viața noastră. Adevărul este că dacă privim în istorie vom constata că din vremea lui Noe lumea nu s-a mai schimbat așa de rapid cum s-a schimbat în ultimii 20 de ani și cum se va schimba în următorii ani. Suntem conștienți de faptul că tehnologia a depășit statutul de ridicare a nivelului a calității vieții, devenind o caracteristică sociologică și psihologică a generației noastre. Acceptând faptul că una dintre funcțiile importante ale comunicării este influența, înțelegem că informarea și manipularea prin mass media este cea mai puternică formă de influență socială, care mizează pe producerea unor schimbări în opiniile, atitudinile și comportamentele oamenilor. Ce vreau să spun este că în cea mai mare măsură mass media astăzi nu transmite ce s-a întâmplat, ci transmite ce crede ea că s-a întâmplat. Ea hermeneutizează informația, adică o interpretează. Și atunci când o interpretează, o interpretează politic. Orice eveniment pe care media îl transmite nu spune ce s-a întâmplat, lăsându-ne pe noi să interpretăm, ci interpretează evenimentul, îl împachetează într-o știre și ni-l spune, iar noi suntem obligați nu să aflăm ce s-a întâmplat și ce crede media în funcție de ideologia politică pe care o are, iar lucrul acesta se numește manipulare. Informare se numește când ne spune ce s-a întâmplat. Manipulare se numește când interpretează ce s-a întâmplat și ne transmite o interpretare de natură politică. Datorită structurii complexe a limbajului specific din media, care îmbină forța cuvântului cu aturile actoricești, cum este tonul, mimica feței, expresivitatea mișcării, televiziunea, media în general, are cel mai persuasiv tip de mesaj dintre toate formele de comunicare în masă. Ei au cei mai pregătiți oameni, cei mai mari specialiști, de aceea atunci când fac un lucru, îl fac bine. Pentru sute de ani, sau poate pentru mii de ani, lumea a fost condusă de guvern și de biserică. Între timp a apărut media sau tehnologia, sau social media, sau mass media, și guvernul s-a asociat cu media. Biserica a respins media pentru că a văzut-o vulgară, păcătoasă, indecentă. Guvernul, asociindu-se cu media, a dezvoltat un imperiu care conduce lumea. Biserica și-a dat seama că, totuși, în media poate fi folosită ca un pistol sau ca un cuțit, atât pentru lucruri bune, cât și pentru lucruri rele. Și în ultimii ani, biserica a început să folosească media, pentru că media nu este decât un vehicul, e un autobuz, e un metrou, e un avion, e un tramvai, e o mașină personală cu care trimiți un mesaj. Un mesaj poate fi un film pornografic, poate fi o informație, poate fi o predică sau poate fi o muzică creștină. Depinde ce vrei să expediezi. Funcțiile mass mediei sunt, printre altele, să informeze, să coreleze, să comunice, să educe și să divertizeze, să distreze. În special, să distreze. Și asupra acestui aspect aș vrea să insist puțin în predica mea din această dimineață. Oamenii sunt ființe influențabile. Și când Hristos a venit la noi, întrupându-se prin fecioară, luând formă de om și manifestându-se ca un om, deși era Dumnezeu, El a venit la noi ca să ne influențeze. Pocăința este
rezultatul influenței sale. Credința este rezultatul influenței sale. Schimbarea care s-a produs în noi, convertirea, este rezultatul influenței sale. Noi oamenii suntem ființe influențabile. Fiecare mesaj pe care îl auzim, bun sau rău, ne schimbă pentru întotdeauna paradigma de gândire, pentru că nu mai putem să uităm niciodată ce s-a întâmplat. Am văzut un accident, m-a influențat, încerc să merg mai încet, încerc să merg mai atent, încerc să fiu cât se poate de prudent, pentru că am văzut un om strivit, un tată mort, un soț care a plecat în veșnicie înainte de vreme. Ei, mesajul acesta m-a influențat, imaginea aceasta pentru restul timpului mă face să fiu mai atent când conduc automobilul. Dacă mă uit doar la curse cu mașini, dimpotrivă, mă va influența să conduc mai sportiv, să fiu mai neatent, mai imprudent. Iată dar cât de ușor oamenii din jurul meu hotărăsc ce fac eu și cum fac eu. Spuneam că oamenii sunt ființe influențabile și statisticile confirmă faptul că toate convingerile și comportamentele tinerilor sunt influențate masiv în mediul de hrănire. Dar nu hrană pentru trup, ci hrană pentru minte și inimă. Familia, de pildă, este cel mai influent mediu de hrănire. Școala, anturajul și, de ce nu, mass media, care astăzi îi influențează pe tineri, mai ales pe generația online, copiii sau nepoții mei, mai mult decât familia și celelalte forme de influență. Mecanismele de manipulare prin mass media pot destabiliza populația prin întreținerea unor sentimente de nemulțumire, după cum pot liniști populația prin transmiterea unor sentimente de mulțumire, de solidaritate națională. Aduceți-vă aminte doar de faptul că mass media poate să ne afecteze personalitatea. Cercetările pe care specialiștii în neuropsihologie le-au făcut arată că efectele expunerii îndelungate la tehnologie asupra oamenilor și mai ales a copiilor, a tinerilor, au consecințe grave. Spuneam ieri, repet astăzi și în zilele acestea o să repetăm mereu și mereu, pentru că este scopul predicilor noastre, este să menționăm faptul că trăim într-o generație unde globul pământesc a devenit un sat global. Când eram în România, Ceaușescu ne-a închis. Nu aveam voie să ieșim și alții nu aveau voie să intre. Aveam o cultură specific românească. Toți gândeam la fel, toți mâncam la fel, toți eram la fel. Când granițele s-au deschis, românismul s-a amestecat cu ungurismul, cu germanismul, cu englezismul, cu italienismul, cu spaniolismul și dintr-o dată nu mai suntem noi. Ne-am mixat cultural. Ne-am pluralizat religios și fiecare ne-am influențat pe fiecare. Mâncăm acum o mâncare care nu mai este pur românească. Mâncăm mâncare chinezească, mâncăm mâncare grecească, italienească, germană. Ne place breakfastul german, ne place lunchul, ne place masa de prânz a grecilor și în mod deosebit a italienilor. Iată dar cum nu mai suntem români. Există un mixaj cultural, există un pluralism religios, pentru că noi am ieșit din închisoarea românească. Românismul s-a împrăștiat peste tot, chinezismul s-a împrăștiat peste tot și toată lumea s-a amestecat cu toată lumea. Dar nu ne-am amestecat doar noi ca indivizi, ni s-au amestecat valorile, principiile, gusturile, prioritățile, tradițiile și pur și simplu noi nu mai suntem noi. Ne-am deschis la minte atât de mult încât ne-am pierdut identitatea. Ei bine, tot avalgamul acesta de lumi care se strâng în noi creează presiuni, creează confuzie. Nu ne mai regăsim. Nu ne mai regăsim și aceasta este una dintre marile probleme care se exprimă prin frică, anxietate, depersonalizare, modificarea ireversibilă a minții, a emoțiilor, a credinței. O puternică reacție asupra moralei și asupra convingerilor și valorilor personale. O hiperactivitate care este generată de faptul că ne-am mutat de la carte la video. Atunci când citim, ne concentrăm pe un cuvânt încadrat într-o propoziție și într-o frază. Totul e simplu, mintea noastră are capacitatea să controleze fenomenul. Când ne uităm la un video, imaginile se succed cu o viteză amețitoare. Într-o poză,
nu mai vezi un cuvânt, vezi 10, 20, 50 de lucruri și mintea trebuie să facă efort să nu mai privească un cuvânt, ci să privească 20 de elemente pe care încearcă să le înțeleagă și să le conecteze. Iar dacă mai mult de o poză e un video, imaginele sunt amețitoare. Milioane de obiecte se învârt și mintea încearcă să le identifice, să le monitorizeze și să le conecteze între ele, având intenția să aibă o înțelegere globală asupra la ceea ce vede. Asta se numește hiperactivitate. În momentul în care facem un stil de viață din hiperactivitate, punem o presiune teribilă pe minte. Dumneavoastră știți că mașinile de cursă sunt echipate special. Au frâne speciale pentru ca să frâneze la viteza aia neobișnuită. Au motoare speciale, au planetare, pivot special, cauciucuri speciale. Totul este special pentru că viteza este peste normal. Ei bine, dacă eu cu mașina mea, care este o mașină obișnuită de stradă, încerc să mă așez în cursa aceea, cu siguranță mașina mea va fi expusă unei presiuni care va ceda. Va ceda motorul, vor ceda roțile, planetarele, rulmenții, va ceda ceva și mașina aceea nu va sfârși cursa, pentru că nu a fost creată pentru un ritm de alergare, de tracțiune așa de mare. Ea e o mașină normală, iar ritmul este anormal. Noi nu am fost creați să stăm ore în șir, zgâindu-ne la tot felul de lucruri care nu țin de educație, nu țin de profesie, nu țin de școală, ci țin de divertisment. Ce este divertismentul? Un mod de a-ți pierde timpul, fără să te educi, fără să te cultivi, fără să crești în performanță în niciun fel. Nu te pregătești profesional, nu te pregătești intelectual, nu faci un bine, nu faci caritate, nu faci performanță și pur și simplu toată ziua te uiți la niște oameni pe care nu-i cunoști, pe cei mai mulți dintre ei nu i-ai văzut în viața ta, n-ai schimbat o vorbă cu ei și pe toți îi numești prieteni, iar pe oamenii de lângă tine care sunt adevărații tăi prieteni, soția ta, soțul tău, copiii tăi, părinții tăi, frații tăi, cu ăștia, de ăștia te izolezi tot mai mult. Te izolezi tot mai mult, vorbești mai mult cu niște străini decât cu cei din casa ta. E normal că apare frica, apare anxietatea, apare singurătatea. Ei bine, toate aceste lucruri scad dramatic potențialul cognitiv al unui om. Înțelegerea influenței, fenomenul social media sau mass media asupra tinerilor, este important pentru a ne ajuta să îl înțelegem sub aspectul comportamentului, a valorilor, a luptelor interioare în societatea aceasta postmodernă și secularizată. Apropo de societatea secularizată, stimați prieteni, frați și surori, dragi tineri, aduceți-vă aminte de fapt că nouă Dumnezeu ne-a încredințat mandatul de a evangheliza lumea, inclusiv puterea, autoritatea, resursele Duhului Sfânt ne-au fost date pentru ca să mergem până la capătul lumii și să facem ucenici botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Acesta e mandatul bisericii. Fabrica de cauciucuri are rolul să producă cauciucuri. Fabrica de medicamente are rolul să producă medicamente. Fabrica bisericii are rolul să transmită un mesaj oamenilor, un mesaj care îi va influența pe oameni, un mesaj care îi va schimba pe oameni, un mesaj care îi va umaniza pe oameni și un mesaj care îi va diviniza pe oameni, în sensul că ei se vor converti prin credință și pocăință și vor intra în Biserica lui Dumnezeu, ieșind de sub blestemul lui Dumnezeu la care se expun oamenii din lume, datorită păcatului lor și datorită faptului că rămân, trăiesc restul vieții în păcatul lor. Într-un sondaj făcut în Anglia pe 1500 de tineri cu vârstele între 16 și 24 de ani în legătură cu fenomenul social media, s-a descoperit următoarele detalii. 91% dintre tineri folosesc internetul nu pentru a se educa, nu pentru a se cultiva și nu pentru profesie și școală, adică să facă ceva care are rezultat în bani sau în folos personal, ci îl folosesc pentru social media. Ce înseamnă social media? Social media înseamnă distracție, înseamnă să socializezi cu oameni care nu sunt lângă tine, să vezi ce spun ei, ce fac ei, să te uiți la toate videourile din lume, fără să ai un interes anume. Pur și simplu te uiți la poze, citești tot felul de comentarii care nu au legătură cu viața ta și nu te ajută. Când închizi după o oră sau după 10 ore practic, nu poți să spui ce ai învățat, ci pur și simplu că alea 10 ore te-ai delectat. Asta se numește
în general, din punct de vedere al predicii mele social media. Ei bine, în Anglia se estimează că 80.000 de copii suferă de depresie severă. Vă întreb, cine i-a stresat pe copiii ăștia, frații mei? Pentru că cea mai ușoară perioadă din viață ești când ești în burtă la maică ta, în alea 9 luni, atunci nu ai nimic de făcut. Stai culcat, plutești ca o frunză într-un lichid, nici măcar nu mesteci, nici măcar nu clipești. Ești un boier. Când te naști și intri în lumea aceasta, trebuie să clipești, trebuie să respiri, încet, încet trebuie să înghiți, mai târziu trebuie să mesteci, trebuie să mergi, trebuie să înveți să vorbești, trebuie să te întâlnești cu tot felul de oameni care mai de care mai diferiți de tine, trebuie să te cerți cu toată lumea, trebuie să te împaci cu toată lumea, trebuie să te duci la școală să înveți o grămadă de lucruri despre care nu ai idee la ce îți folosesc, apoi trebuie să te însori. Și asta este un lucru foarte complicat care îți marchează masiv viața, pentru că te ia de lângă mama care a fost marea ta protecție. Un bărbat nu se maturizează până nu se însoară, pentru că Dumnezeu a făcut-o pe Eva să fie, teascul care scoate ultima picătură de parfum dintr-un bărbat. Și apoi bărbatul se însoară și apoi are copii și apoi trebuie să se ducă la muncă să își întrețină familia și în timp ce faci toate lucrurile astea îmbătrânești și te pregătești să pleci. E bine, de ce să fie stresați 80.000 de copii? Că n-au nimic de făcut, n-au nicio grijă. Stau toată ziua acasă, nu interesează dacă s-a terminat pâinea, nu interesează că a venit bilul de curent, adică factura de curent sau de apă sau de gaz sau de că e de plătit rata la casă, la mașină, asigurarea medicală și cea pentru mașină, nu interesează de nimic pe ăștia. Domnule, cine îi stresează? Social media, mass media, internetul, device-urile pe care le au, iPad sau tabletă, telefon, televizor și tot felul de astfel de lucruri îi stresează. 80.000 de copii sunt stresați, au depresie și anxietate, n-au serviciu, n-au familie, n-au copii, n-au datorii, dar sunt stresați încât le-a cedat mintea. Ce înseamnă depresie? Depresie înseamnă să ți se frângă sistemul nervos care îți dă echilibru și stabilitate, suport. Se frânge și nu mai ești în control. Ți-a intrat în cap că ești frânt, că nu poți, că nu știi, că nu ești în stare și te sperii. Te sperii atât de tare încât nu mai ai curaj să trăiești. De aceea sinuciderea este felul de a evada din starea aceasta unde ești prizonier în propria minte, în propria frică. Apoi, 9 din 10 fete nu sunt mulțumite de corpul lor. Mass media vrea să modeleze felul în care gândim, felul în care ne îmbrăcăm, felul în care ne trăim. Mass media ne prezintă niște modele. Fetele acestea, femeile acestea care sunt prezentate drept modele, sunt unele dintre cele mai chinuite ființe de pe planetă. Ele sunt înfometate la maxim pentru ca să ajungă sub greutate. După ce sunt înfometate pentru mult timp, fac mii și zeci de mii de poze pentru ca editorii în Photoshop-urile lor să ia pe cele mai potrivite poze. După ce ia pozele la fetele astea care au fost înfometate foarte mult timp, le editează și le face și mai subțirele și după ce le face așa, o ia pe cea mai potrivită dintre ele și o prezintă ca model. Nici o femeie obișnuită nu poate să ajungă așa, pentru că pozele astea nu sunt poze normale, nu sunt poze naturale, nu sunt poze obișnuite. Persoanele acestea sunt niște specialiști care trăiesc într-o stare de înfometare teribilă și care au trecut prin Photoshop-urile specialiștilor și au dat naștere la niște imagini care sunt ireale. Și fetele mele, soția mea, fetele dumneavoastră, soțiile noastre, se uită la pozele acestea și nu mai sunt mulțumite de ele. Ele arată grase, urâte, deformate și le intră în cap că nu sunt frumoase, că nu sunt competitive, că nu se califică și intră în depresie. În depresie? Da, în depresie. Pentru că nu se simt atractive, nu primesc valoare, nu primesc atenție, nu se califică. Este foarte greu să nu te bage nimeni în seamă. Este foarte greu să nu fii pe podium. Este foarte greu să nu-ți facă nimeni niciun compliment.
Ori mass media este soluția. Intri acolo și găsești oameni care, indiferent cum arăți, îți fac complimente. Pentru că în spatele complimentelor care sunt gratuite și neadevărate există tendința de manipulare. Vor să-ți ia banii, vor să-ți ia trupul, vor să-ți ia identitatea, vor să spargă casa, au o grămadă de motive ascunse. Dar pentru că ești frustrat sau frustrată, devii o victimă. Frustrarea te transformă într-o victimă. Și atunci orice compliment pe care îl primești, evident neadevărat, te transformă într-o persoană ca un burete uscat, care absorb complimentul acesta și te ții după persoana aceea ca să-ți mărească doza de compliment, de drog. Să o repete mai des și să o mărească. Și omul acela vede că ești o victimă care depinzi de cuvintele lui neadevărate și atunci el intră în viața ta pentru ca să te abuzeze, să-ți ia banii, să-ți intre în account, să-ți intre în trup, să-ți intre în casă, să-ți intre în viață, să-ți intre în familie, să-ți intre în tinerețe și să-ți fure mintea, viața, virginitatea și să rămâi un prăpădit pentru restul vieții. Dumnezeu nu te-a creat să fii omul ăsta, n-ai nevoie de nimeni decât de El, nu trebuie să fii dependent de complimentele cuiva, de susținerea emoțională afectivă a cuiva. Ar trebui să te educi, ar trebui să te cultivi, ar trebui să citești, ar trebui să-ți faci prieteni de calitate, ar trebui să te apropii de Dumnezeu pentru ca să primești echilibru. Să ai stabilitate și să nu depinzi de niște străini care vor să te distrugă și mai tare. Însă mass media nu are rolul să-ți facă bine decât la suprafață. De fapt, mass media nu e rea. Când eu spun așa, vorbesc ca și cum mass media ar fi rea. Nu, mass media este o instituție. Mass media e o metodă. Nu instituția e rea, nu metoda este rea. Trebuie să precizez asta ca să nu înțelegeți că eu vorbesc negativ despre mass media. Nu, mass media este un pistol, un cuțit, un topor cu care poți să stai lemnele sau să tai un om, cu care poți să tai o găină, să o faci mâncare la copii, sau poți să tai pe un vecin sau pe unul de care nu-ți place. Nu vorbesc despre mass media, ci despre folosirea ei abuzivă. Vorbesc despre oameni răi care vor să-ți facă rău folosind mass media. Pentru că înainte, dacă vrei să vorbești cu cineva, trebuia să te duci la el acasă. Astăzi nu trebuie să te mai duci la el acasă în mod fizic, ci te duci în mod virtual. În mod virtual vizitezi pe toată lumea, vorbești cu toată lumea, de aceea distanțele au dispărut. Acesta e motivul pentru care mai devreme am spus că ne-am făcut un sat global. Stau acasă la mine în pat, întins cu fața în sus, nu văd decât tavanul, dar folosesc FaceTime sau WhatsApp sau tot felul de aplicații și vorbesc cu dumneavoastră, vă și văd, în timp ce dumneavoastră sunteți în Europa, în Australia, în America, la mii și zeci de mii de kilometri depărtare. Observați cum distanța a dispărut? Cum a dispărut? Cu ajutorul tehnologiei. Tehnologia este bună, ea a fost creată să ne facă bine. Numai că între noi sunt oameni răi, sunt oameni dezechilibrați, sunt oameni care și-au pierdut direcția, morala, și atunci oamenii aceștia vor să ne facă rău. Cei mai mulți bani se fură online. Astăzi nu mai există hoți de buzunare, nici de bancomate, există hoți online. Banii se fură online. Toate lucrurile se fac online, mult mai mult decât în realitate. Vremea realului a trecut. 91% dintre cei care au raportat o agresiune în mediul online au declarat că nu s-a luat niciodată nicio măsură. 91 de persoane dintre cei care folosesc online au declarat că au fost abuzați online. Mai ales fetele. Astăzi sunt fete care vor să se căsătorească pe internet. Și unele nimeresc, dar cele mai multe nu nimeresc. Păi gândiți-vă la următorul scenariu. Erai în sat în România, părinții tăi cunoșteau pe părinții lui, bunicii tăi îi cunoșteau pe bunicii lui, au fost la școală împreună, au făcut armata împreună. Nepotul, adică băiatul de care îți place sau fata de care îți place, îl știe tot satul. Toată lumea știe ce fel de om e și toată lumea știe ce fel de fată ești tu. Părinții voștri se cunosc foarte bine, bunicii voștri se cunosc foarte bine, străbunicii voștri care au murit se cunoșteau foarte bine. Și acum tu te cunoști cu o persoană pe care o cunoști foarte bine. Religia voastră e asemănătoare, cultura voastră e asemănătoare, obiceiurile voastre sunt asemănătoare, tradițiile voastre sunt asemănătoare.
Locurile voastre de muncă și școala sunt asemănătoare. Toate sunt asemănătoare. Și vă căsătoriți. Sunt cele mai multe șanse să funcționeze căsătoria asta. Dar intri online, unde nu mai există chinez, nu mai există suedez, nu mai există sudanez, nu mai există american, român, rus și toată lumea într-un sat global. Toată lumea și-au amestecat religiile, culturile, tradițiile și nici nu știi dacă te întâlnești cu un băiat în realitate sau dacă nu cu un bărbat de 50 de ani care ți arată o poză de acum 30 de ani. E foarte ușor să devii victimă în mediul ăsta, că nu-l poți controla. Te îndrăgostești de o persoană pe care nu o cunoști. Ascultă-mă, când te îndrăgostești, substanțele de care vorbeam ieri, dopamină, serotonină, oxitocină, adrenalină, acceleratorii și neurotransmițătorii aceștia, ei intră în funcțiune, îți accelerează sistemul nervos și mintea și atunci rațiunea se subordonează acestui instinct, acestor automatisme. Și când te-ai îndrăgostit de o persoană, nu mai poți să-i vezi defectele. Dacă altul le remarcă, tu nu le recunoști. Persoana de care te îndrăgostești este întotdeauna ideală. Ascultă-mă, îndrăgostirea nu-i dragoste. Îndrăgostirea este acțiunea unui hormon care te împinge în căsătorie și după ce se consumă actul intim și trece un an, maxim doi, dar nu cred că există doi ani, se retrage. E un hormon ca și hormonul de creștere. Dacă hormonul de creștere nu s-ar activa, cum ar crește un copil? Ar îmbătrâni micuț. Dar dacă nu s-ar dezactiva, am ieșit cu capul prin clădire, până la 21 de ani aproximativ crește un om, dar după aceea se dezactivează hormonul de creștere și noi nu mai creștem în înălțime. Ei, hormonul ăsta de îndrăgostire, el apare la un moment dat, el n-are nicio rațiune, te poți îndrăgosti de oricine, dar nu de cineva pe care nu l-ai văzut și întotdeauna se retrage, dar în perioada dintre activare și dezactivare, rațiunea nu funcționează. Îndrăgostirea nu-i dragoste, dragostea e o alegere pe care o poți manifesta sau nu, dar nu poți manifesta decât pe suportul caracterului. Trebuie să ai caracter ca să manifesti dragoste. Ca să manifesti îndrăgostire trebuie să ai hormoni și toți oamenii vii au hormoni. Te poți îndrăgosti de cea mai rea fată, te poți îndrăgosti de cel mai mare derbedeu și tata și mama nu te pot descăiera de el, adică nu te mai pot lua de acolo. O să te căsătorești și o să ai o viață nefericită pentru că te-ai lipit de o persoană prea diferită, fără caracter, fără valori, fără priorități. Omul ăsta te duce în mormânt. Și ca să scapi, o să divorțezi sau o să te chinui și o să trăiești o viață de nimic. De ce? Pentru că n-ai știut să te căsătorești și când alții au vrut să te învețe, ai zâmbit cu aroganță, crezând că le știi pe toate. Nu vrei să înțelegi că oamenii ăștia au văzut de 10 ori cascada Niagara și tu n-ai văzut-o niciodată. Și ei când îți spun cum arată, tu zâmbești pentru că tu ți-o imaginezi și crezi că o știi. E normal să știi cum arată Niagara după ce ai văzut-o o dată, de două, de cinci, de zece. Și e normal să nu știi cum o arată dacă n-ai fost niciodată acolo. Revenind la subiectul nostru, aș vrea să vă aduc aminte că statisticile spun că unul din șase tineri se confruntă cu anxietate, iar procesul tinerilor care experimentează fenomenul ăsta a crescut cu 70%. În ultimii 26 de ani a crescut cu 70%. Imaginați-vă că atunci când eu aveam 31 de ani, cu 70% mai puțin, adică 3 sferturi mai puțin aveau anxietate. Vă întreb, cine a crescut rata armantă, ucigătoare a anxietății, a depresiei, a fricii? De ce se sinucid oamenii? Nu se sinucid din cauza sărăciei. Că lumea e plină de oameni sărași, 10% sunt bogați pe pământ și noi facem parte dintre ei că avem casă și mașină. Iar 90% n-au casă, n-au mașină. Și oamenii ăștia se sinucid nu pentru că sunt săraci, se sinucid pentru că nu mai au satisfacție la nivelul minții și au pierdut speranța și au pierdut direcția. Sunt zdrobiți, au ceață, au întuneric în cap. Sunt într-o stare de depresie, nu se mai bucură, plâng ziua și noaptea. Tinerii care petrec mai mult de 2 ore pe zi pe platformele online sunt mai predispuși la depresie și anxietate.
pentru că pun prea multă presiune pe mintea lor, pe sufletul lor, pe emoțiile lor. Vreau să vă aduc aminte, stimați prieteni, orice cuvânt pe care noi îl auzim, noi îl transformăm în imagini și noi reținem imaginile, nu cuvintele. În capul nostru nu există niciun cuvânt. Întotdeauna când cineva vorbește cu noi, noi convertim cuvintele în imagini. În mintea noastră e numai video. Când vorbim, din nou convertim din video în cuvinte. Numai gândiți-vă cât de greu este să nu înțelegi ce ți se spune. Convertirea aceea poate să sucească sensul cuvintelor. De aceea, oamenii când vorbesc, nu-i suficient să știe ce spun. Mai trebuie să aibă și capacitatea să spună ce știu. De aceea, nu fac neapărat referire la predicatori sau la oamenii care vorbesc în public, dar mă refer la ei. Această capacitate de convertire, această fidelitate de convertire între video din capul tău, pe care l-ai luat din Scriptura acasă, unde te-ai rugat și ți-ai făcut predica, și între expunerea autentică, în mod simplu, inteligibil, concis, direct, tranșant, asta face să ai succes, să fii înțeles sau să nu ai succes și nimeni să nu priceapă ce spui, deși ești tobă de carte și de teologie. Și ăsta e un dar, ca oricare alt dar. Problemele tinerilor nu sunt mass media, ci conținutul extrem de negativ pe care îl prezentă intoxicând viețile lor. Sex, droguri, sinucidere, violență, crimă, abuz și multe altele. Există un efect asupra comportamentului. Nu putem disocia mass media de influența conținutului său informativ, adică efectele hipnotice și manipulatorii. Ascultați-mă, mass media creează dependență și creează hipnoză. Vă dau un exemplu ca să vă conving și să renunț la argumente. Dați unui copil orice și după 5, 10, 15 minute, pur și simplu se va ridica și se va plictisi. Adică invers, se va plictisi, se va ridica. Dați-i un telefon, un smartphone, nu un telefon. Vă rog frumos să faceți diferență între telefon și smartphone. N-am telefonul la mine, dar am o tabletă aici. Telefonul nu-i smartphone, telefonul înseamnă un aparat cu care vorbești, punct. N-are internet. Ăsta se numește telefon. Dacă ai un copil de 12 ani și vrei să-i dai telefon că ți-e frică de să nu se întâmple ceva cu el când se întoarce de la școală, dă-i telefon, nu smartphone, n-are nevoie de internet. Zâmbești, știi până când vei zâmbi, până când vei afla la ce se uită pe internet. Nici nu-ți dai seama, copilașul ăla drăgălaș și inocent, de ce este în stare, când are bomba în mână și ața de care să tragă ca să o deturneze. Nu mai cumpărați copiilor smartphone când sunt atât de mici încât n-au capacitatea să gestioneze curiozitatea și intră într-o lume care creează obsesie și dependență și vă nenorociți copiii și după ce se vor căsători, se vor uita la pornografie și vor folosi masturbarea, o chestie care n-are nicio logică pentru că ai nevastă acasă, dar o faci pentru că demonul ăla e în tine și a intrat de la 6 ani. Îmi povestea un părinte că băiețelul lui de 6 ani l-a găsit uitându-se la pornografie. Dar l-am întrebat, de ce l-ai lăsat cu un device, adică cu un aparat din ăsta care are internet? Dar ce, nici nu mi-am imaginat că se uită la lucrurile astea. Păi ar trebui când ești părinte să te educi să fii părinte. Că atunci când cineva se face pilot, se educă să fie pilot. Când cineva devine medic, se educă să fie medic. Când cineva devine orice, se educă să fie orice. Trebuie să te educi să fii părinte. Copilul nu trebuie doar crescut. Trebuie educat. Pentru creștere nu-ți trebuie nimic, doar bătături în palme, să muncești oriunde. Dar ca să-l educi, îți trebuie mai mult decât bani, îți trebuie mai mult decât jucării și decât smartphone-ul pe care le dați și ei nu au capacitatea să le gestioneze. Oameni buni, cumpărați-le telefoane. Să vorbească, să te sune și să răspundă. De ce le trebuie internet la 8 ani, la 9 ani, la 10 ani? Revin la hipnoză. Dați-i unui copil un telefon care are internet și vă asigur că 6 ore nu mișcă. E drog, e anestezie, este anestezie. Creierul nostru, spun specialiștii care au făcut observații, știți ce se numește știință? Știință se numește fenomenul în care s-au făcut observații vizibile, cântăribile, notabile, înregistrate video asupra unor schimbări. Evoluționismul nu-i știință, pentru că nimeni n-a făcut observații pe o maimuță în care a fost văzută că s-a convertit în om. Asta e numai o presupunere, asta nu-i știință. E o minciună că e știință. E la fel de știință cum este teismul sau creaționismul. Poate cineva să observe cum Dumnezeu a creat omul? Poate cineva să arate cum a făcut Dumnezeu omul? Nu. Noi credem că e adevărat. Noi creștini recunoaștem. Noi credem. N-avem observații? Nu-i știință.
Dar evoluționismul vine și se prezintă ca știință. Însă unde sunt observațiile că s-a făcut maimuța om? Nicăieri! Găsește tot felul de ciolane îngropate pe nu știu unde și își imaginează ei cu metoda carbon 14 ca nu știu câți ani și că sunt nu știu de ce mamut și nu știu de ce animal. Unde sunt argumentele, domnilor? Asta e religie, stimați prieteni. Asta nu-i știință. Știință este cea unde se fac observații. Adică te duci la doctor și îți face, folosind tot felul de tehnici medicale, poze la ficat, la cap. Astăzi activitatea neuropsihică este observată de aparate specializate și ei acolo se uită și constată acest mecanism, acest proces cognitiv și fac tot felul de observații. Asta este știință. Au observat că atunci când un om se uită la internet, în mintea lui, creierul generează niște substanțe care au efect sedativ. Este ca un fel de anestezic foarte, 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 foarte slab, ce te împinge într-o stare de euforie, unde pierzi noțiunea timpului, unde responsabilitatea de a te ridica să te duci să faci ceva util, că îți trece ziua. Băi, omule, îți trece tinerețea și n-ai făcut nimic. Cum vrei să-ți dau ție fata? N-ai școală, n-ai meserie, n-ai bani, n-ai casă, n-ai mașină, n-ai educație. Nu știi unde se pune furculița și unde se pune lingura. Nu știi în ce buzunar se ține batista. Te întreb, cum vrei, mă, omule, să-ți dau fata? Este important să înțelegem lucrurile astea. Este important să înțelegem că fiecare tată vrea un genere să fie om. Nu neapărat bogat, nu neapărat medic. Dacă ar fi și bogat și medic, ar fi mai bine. Dar se poate fără să fie bogat și medic. Se poate. Dar fără să fie om, nu se poate. Nu cultiva șmecherismul. Nu cultiva lucrurile astea, că nu impresionezi pe nimeni. Și chiar dacă păcălești o fată bună și te căsătorești cu ea, nu va sta cu tine toată viața și nici tu nu vei sta cu ea, că vă chinuiți unul pe altul. Trebuie să-ți dezvolți caracterul. Trebuie să te obișnuiești să fii om, să te deprinzi. Știi cât îți ia o viață? Nu-ți mai pierde timpul. Intri pe internet și stai o zi întreagă. Mă, omule, muncește, citește, educă-te, fă bine, slujește-i pe oameni, slujește-l pe Dumnezeu, cultivă-te! Vrei să fii important? Cu ce să fii important? Vrei atenție? În ce fel să primești atenție? Ei bine, sedarea creierului cu mass media este o realitate, știință, este hipnoză, nu-ți mai trebuie nimic. Dom'le, uiți, stai acolo 5 ore, 6 ore și la sfârșit ai văzut, te-ai uitat probabil la mașini, la fete, la băieți sau dacă nu, probabil că ați auzit de sex texting. Sex texting. Fete cu băieți fac sex prin text message. Dacă Snapchat-ul, spre exemplu, este o metodă de a transmite un mesaj care se șterge în 10 secunde. În momentul în care l-a deschis, în câteva secunde s-a șters. Părinții nu mai pot vedea ce ți-a trimis. Se trimit poze, se trimit nuduri, își filmează organele genitale, iertați-mă, și le arată unii altora și în 10 secunde s-au șters. Și vorbesc 10 secunde, 10 secunde, 10 secunde, 10 secunde, 10 secunde, 10 secunde. Vă puteți imagina că copilul dumneavoastră care are un telefon cu internet și îl lăsa să se ducă cu el în dormitor, poate să facă lucrul ăsta? Asta nu înseamnă neapărat că îl face. Nu vrem să devenim condamnabili, vrem însă să devenim prudenți. Pentru că noi am trecut prin viață și am făcut unii dintre noi multe prostii, iar copiii noștri sunt oameni ca noi, nu sunt îngeri. Stimați prieteni, aproape că s-a expirat timpul și vreau să vă întreb în încheiere, de ce credeți dumneavoastră că un copil ar trebui să se ducă cu telefonul în dormitor? De ce? El se culcă, de ce îi trebuie telefon? De ce îi trebuie telefon când doarme? V-ați întrebat vreodată de asta? Nu-i mai lăsați pe copii sub nicio formă să se ducă cu telefonul în dormitor. Iar dacă sunteți tineri și nu aveți părinții cu voi, nu vă duceți telefonul în dormitor, pentru că veți fi foarte ispitiți să-l folosiți pentru ce nu trebuie. Dacă n-ar fi acolo, ispita ar fi mai mică. Ai nevoie să micșorezi intensitatea ispitei din viața ta.
micșorează-o cât poți de mult pentru ca să nu fie atât de mare încât să te domine, să te controleze și să te transforme într-un dependent de pornografie, de masturbare. O persoană care nu vei mai fi niciodată om, ascultă-mă că tu nu știi dacă nu ești căsătorit, dar după ce te căsătorești, nu o să te lași nici de una, nici de alta. Tu ai impresia că o să te lași, nu te lași, nici nu are legătură una cu alta, deși undeva are. Nu vei fi în stare de relație intimă cu soția ta din cauza asta, pentru că ți s-a format mintea să rezolvi problema, presiunea asta hormonală, stimulată de imaginile nud, porno pe care le-ai văzut. Și pur și simplu nu te vei identifica cu o femeie reală, cu o persoană pe care o vezi în fața ta și care ți-e soție. Vei avea probleme, fără relație intimă nicio căsătorie nu funcționează bine. Omule, ascultă-mă, nu te baza pe ce știi tu, pentru că dacă n-ai experimentat, nu știi nimic. Experiența e cea mai profundă formă de a cunoaște. Dacă ești bărbat, te întreb, ce înseamnă să naști? Știi ce înseamnă? Nimic. Pentru că n-ai de unde să știi ce înseamnă să naști, că n-ai născut niciodată. Îți imaginezi, dar ce înseamnă că ți imaginezi? Zero. Numai când experimentezi, atunci știi. Până nu ți-a murit mama, nu știi ce înseamnă să-ți moară mama. Până n-ai fost în depresie, n-ai nicio idee ce înseamnă să fii în depresie. Poate zâmbești, poate te crezi mare, tare, cu un sistem nervos puternic și spui, eu nu o să fiu niciodată în depresie. Limita între sănătate și boală este mai subțire decât un fir de ață. Și cândva, când viața te va duce și pe tine acolo, o să-ți dai seama cât de ignorant și cât de greșit ai fost atunci când te-ai privit cu superioritate, când ți s-a părut că ești stabil, puternic și pe drumul cel bun. Dumnezeu în dimineața asta vine să-ți vorbească despre o zonă cu care generația mea nu s-a confruntat. Eu n-am avut tehnologie când am fost copil. N-a trebuit să mă abțin de la genul ăsta de ispită, pentru că ispita asta nu exista. Vă imaginați o intersecție care aici undeva în zonă? Vă puteți imagina o intersecție? N-are semafor. Poate cineva să fie amendat că a trecut pe roșu? Poate cineva să fie amendat că a trecut pe roșu dacă nu-i semafor acolo? Nu. Dar dacă apare semaforul, există ispita să treci pe roșu? Da. Există ispita să nu pleci când e verde? Da. E o nouă problemă în plus pentru noi? Da. Ei, timpul din urmă a adus foarte multe lucruri care se constituie în beneficii pentru mediul profesional, pentru mediul intelectual, academic, pentru relații, dar se transformă într-o mare ispită din punct de vedere moral și spiritual. Știți câte fete și femei flirtează pe internet? Știți câte căsătorii se rup din cauza internetului? Când nu era internet, stătea liniștit acasă că o vedea soacră sau o vedea vecinii, o vedeau rudele, o vedea cineva, îi era rușine, era frică, era prea vizibil. Dar asta se închide în dormitor și vorbește cu fostul prieten de acum 30 de ani. Spune lui bărbatul că nu știu ce are de cumpărat, se întâlnește cu el la hotel și nu știe nimeni absolut nimic. Poate vei spune, omule, ești prea îndrăzneț. Asta înseamnă că dumneata ești un om prea cu minte și nu înțelegi lumea murdară în care trăim. Ce ți-am spus este un lucru obișnuit, nu este exagerat. Este foarte ușor să păcătuiești, pentru că este la distanță de un clic. Înainte era complicat, trebuia să pleci fizic de acasă. Trebuia să găsești o metodă să vorbești. Pe vremea scrisorilor, cum ai fi putut să vorbești? În dimineața asta aș vrea să vă invit să ne rugăm lui Dumnezeu și să răspundem dacă în momentele astea în sufletul nostru este pace. Credeți că suntem niște oameni care gestionăm problema aceasta a internetului, a tehnologiei? Uitați ce vreau să vă spun. Dincolo de beneficiile tehnologiei pe care le avem la dispoziție, din punct de vedere spiritual, creștinul trebuie să gestioneze câteva lucruri cu maximă responsabilitate. Gestionarea timpului. Fiecare dintre noi avem 24 de ore, nimeni nu are mai mult. Unii alergăm pentru Dumnezeu câteva ore, alții câteva minute, alții deloc. Vă întreb, cei care nu au alergat deloc, cum se vor justifica în fața lui Dumnezeu?
Internetul este o mașină care îți mănâncă timpul la funcția de divertisment a mass-mediei. Crezi că ești o persoană care îți cheltui timpul pe o distracție din care nu rămâi cu nimic? Omule, nu ești în vacanță, nu ești în concediu, ascultă-mă, ești în viața reală, pune mâna și fă ceva, fă-te om, stai în capul oaselor, fă ceva, împlinește mandatul lui Hristos pe care ți l-a încredințat, pregătește-te să te însori, să te măriți, pregătește-te să faci copii, să-L slujești pe Dumnezeu. În generația noastră s-a născut LGBT-ul, deși știm carte, nu în generația părinților noștri, care au fost închiși 5, 10, 20 de ani pentru credință. În generația noastră s-a născut LGBT-ul, nu în generația părinților noștri. Și asta demonstrează falimentul nostru, pentru că în timp ce Dumnezeu ne-a trimis să evangelizăm lumea, diavolul a trimis lumea să secularizeze biserica. Cine a învins? Nu numai gestionarea timpului este examenul nostru, gestionarea comunicării. Deși tinerii, copiii noștri, pur și simplu comunică tot timpul prin toate formele de comunicare pe care social media le pune la dispoziție, știința spune că ei sunt chinuiți de singurătate, sunt stăpâniți de sexualitate, sunt fascinați de Satan. Fratele din biserica noastră care se ocupă cu video, cu site-urile, cu păstorul cel bun, cu registrările, mi-a dat o statistică și mi-a arătat că predica cu cele mai multe vizualizări a fost o predică care vorbește despre Satan. Pur și simplu am încremenit. Nu mi-am dat seama de ce e așa. Oamenii care nu vin la biserică au interes să știe despre Satan. Astăzi Satan este prezentat pozitiv. Te ajută, te scapă, te inspiră. Numai oamenii care vin la biserică îl văd negru, pentru alții este alb. Ei sunt fascinați de Satan. Și sunt tentați de suicid. Gestionarea relațiilor este un alt teribil examen. Nu folosiți internetul pentru senzualitate, fugiți de senzualitate. Dacă nu o să fugiți prima oară, nu o să mai fugiți niciodată. Și potrivit legii insuficienței permanente, care spune că întotdeauna omul mâine nu mai e satisfăcut cu doza de astăzi, nici ca și intensitate, nici ca și frecvență, mâine o să o faceți mai lată și mai lată și mai lată, până când lumea și biserica și părinții și soțul vor afla. Te întreb, ce se va întâmpla atunci? Vei rămâne fără reputație, fără onoare, fără demnitate, vei rămâne fără nimic. Disprețuit, ironizat, singur și în întuneric. Este ăsta viitorul pe care ți-l dorești? Gestionarea purității. Dumnezeu ne-a născut puri, cu o minte pură, cu o inimă pură, cu sentimente pure, cu o viață pură, și noi pur și simplu am băgat-o în noroi. Și Dumnezeu ne vorbește astăzi despre o dimensiune numită tehnologia, pe care diavolul o folosește și vrea ca să ne fure puritatea. Vă întreb în încheiere, stimați prieteni, ce ar trebui să facem în această situație? Ar trebui să ne atragem pe noi sau pe copiii noștri înspre natură, înspre sport, înspre jocuri, înspre vizite, înspre memorarea Bibliei, înspre biserică, înspre lucruri spirituale? Ar trebui să ne rugăm și să postim? Ar trebui să stabilim un timp concret în care stăm pe Facebook? Dacă neapărat vreți să intrați pe Facebook, te rog, când intri pe Facebook, ia-ți telefonul și pune-l să sune peste 15 sau 30 de minute. Pune-l să sune și când sună, închide-l și ieși. Ascultă-mă, dacă mai spui să mai stai încă 5 minute, vei sta încă o oră. Puneți limite, puneți hotar, puneți telefonul să sune. Nu te baza pe memorie, pe minte, pe conștiință, pentru că ea e sedată când intri în zona aceea. Închide orice ecran când îți faci temele, când te întâlnești cu familia, când stai la masă și când mergi în dormitor. Puneți în minte, când te-ai întâlnit cu cineva, nu răspunde la telefon decât numai dacă e urgent. Când stai la masă, lasă telefonul deoparte, ascultă-mă, nu ești Trump, oprește-te! Și ea, când te duci în dormitor, nu-l lua deloc, odihnește-te, omule, ai nevoie mâine să fii limpede la cap și să te mai... Când vrei să te cerceteze Duhul lui Dumnezeu, că tot ocupat ești. Am ajuns la punctul la care o să ne oprim și aș vrea să vă invit să vă gândiți la lucrurile astea cu toată responsabilitatea. Nu știm dacă mâine mai este o zi pe care Dumnezeu ne-o va da,
dar știm că astăzi o avem la dispoziție pe cea de acum. Dacă ne uităm într-o sală de clasă și sunt 15-20 de studenți, observăm că 1, 2, 3 dintre ei au premiul 1, 2 și 3, unii trec, alții rămân repetenți. Același profesor le-a vorbit aceeași lecție. Unii sunt medaliați, alții trec fără să fie medaliați, iar alții repetă clasa. Același profesor le-a vorbit. Aceeași lecție le-a fost predată. De ce? Nu depinde doar de aici, depinde de acolo. Nimeni nu vă poate deschide inimile. Ce am putut să fac este să vă spun lucruri care au rolul să vă motiveze și să vă provoace. Însă noi hotărâm ce facem cu inima noastră. Vă rog să vă deschideți nasturii de la suflet și să lăsați pe Duhul Sfânt să vă cerceteze inima. Vă rog să acceptați că noi toți avem probleme pentru că nu suntem perfecți și trebuie să le rezolvăm. Nu ne-am întâlnit aici doar să cântăm și să ascultăm predici, nici doar să ne bucurăm. Ne-am întâlnit aici ca să ne pocăim, să ne corectăm. De aceea vă chem să acceptați lucrul acesta. Să profitați de momentele astea când mergem împreună cu alții înaintea Domnului și să ne pocăim, că nu știi ce se întâmplă cu viața noastră mâine. Gestionați internetul, pentru că el poate fi o binecuvântare sau un blestem. Dumnezeu să vă binecuvinteze.